Potrivit informațiilor oferite de Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, care a declarat că pensiile care depășesc o anumită sumă de bani vor fi impozitate începând din anul 2024, vă prezentăm grila de impozitare în funcție de valoarea pensiei în plată. 10% impozit pentru suma mai mică sau egală cu câștigul salarial mediu net. 15% pentru partea dintre câștigul salarial mediu net și câștigul salarial mediu brut, folosit pentru bugetul asigurărilor sociale. 20% pentru suma care depășește câștigul salarial mediu brut. Impozitarea pensiilor arată incapacitatea de a structura un sistem coerent de impozitare care să nu includă pensionarii care, în opinia noastră, și-au plătit toate dările către stat prin zecile de ani de cotizare.